Salut lume, salut, salut, hello, hello, ce faceți? Bine ați venit la un alt stream din ăla random pe YouTube. N-am zis, explic imediat de ce pe YouTube și chestii genul ăsta. Așa că salut, salut, salut. Da, după cum v-am promis, când mi-am luat procesorul și chestii genul ăsta, am promis că o să fac un stream de păreri. Un stream în care vă spun cum se comportă procesorul ăsta, dacă își merită bani, dacă nu își merită bani, dacă am făcut o alegere bună, dacă n-am făcut o alegere bună, dacă... pana mea, totul merge bine așa cum doream eu și alte alea tech talk și alte drăcii de genul acesta. Așa că în streamul ăsta nu o să mă joc ceva specific, nu o să fie un stream lung, undeva probabil la o oră și un pic, pentru că nu fac stream pe YouTube, să fie clar. YouTube este pentru video, Twitch pentru streamuri și cam asta ar fi tot de spus, pentru că nu-mi place stream-ul pe YouTube. Oricât de mulți oameni s-ar aduna pe YouTube, din păcate nu-mi place stream-ul pe YouTube mai deloc, pentru că e super, super nașpa de întreținut un stream pe YouTube și v-am mai explicat motivele pentru care nu-mi place să fac stream aici. Asta nu înseamnă că nu-mi place să fac video-uri sau să fac stream sau nu suport oamenii de pe YouTube. Din contră, chiar îmi plac. Dar asta este pur și simplu o opțiune de-a mea, o părere de-a mea și cam asta e. Așa că hai să nu pierdem timpul foarte mult și să nu ne rătăcim aici prin diverse drăcii de genul ăsta. Astăzi să vă spun așa în mare parte despre Ryzenul 1700 pe care eu mi l-am luat și pot spune din start că a fost o alegere foarte bună, chiar mai bună decât mă așteptam, pentru că pentru prețul pe care l-are face mai multe decât mă așteptam. Și surprinzător se menține foarte bine. Acum nu știu cât o să fie pe o perioadă mai lungă de timp, gen cum o să se descurce peste un an, 2, 3. Dar pot spune că pentru acum, pentru moment cât am eu treaba acum cu toate se descurcă excepțional. Chiar foarte bine. Și o să vă explic imediat de ce se descurcă foarte bine pentru ce am eu nevoie. În primul rând, hai să vă dau așa un exemplu. Se descurcă super pe partea de rendering, deci o să meargă își merge super, super bine pe partea de rendering, pot să mă joc și să parantez în același timp, surprinzător n-a să fi căzut așa ceva. Chiar merge foarte bine pe chestia asta. Și ce encoding am cu Ryzen? Uite, pe exemplu, acum cu Ryzen-ul stau cu setările următoare, stai să dăm și să se vadă aici. A, nu pot să dau să se vadă. Bă, da, pot să dau să se vadă, stai așa. Dăm imediat să vedeți cum arată setările mele pe Ryzen în momentul de față. Setările sunt în 1080p, 60fps, ne ducem frumos la output, avem așa 7000 bitrate, pentru că YouTube-ul ne permite, dar și Twitch-ul ne permite 7000 bitrate. CBR, 1080, n-am mai bifat rescale, am încercat să fac 900p și o să vedem ce o să fie și tot acolo. Nu, n-o să bag GTA 5 pentru că nu-mi descarc cu 50 de giga doar ca să mă joc 10 minute, așa că las-o așa. Buffer-ul, n-am pus custom buffer, am lăsat keyframe interval de 2 pentru că ții minte că ăsta era standardul pentru când făceam stream întotdeauna pe Twitch și pe toate alte. Gen keyframe interval să fie 2 pentru că 0 e cumva pentru înregistrare și cumva îți forțează foarte mult anumite chestii și poate să-ți dea skip sau chestii genul ăsta la frame-uri. Nu mai știu exact care era figura chestia asta. CPU usage am pus pe fast. De obicei înainte puteam să fac de bea pe very fast, ceea ce și așa îmi consuma foarte, foarte mult. Foarte multe resurse din vechiul procesor, deja că puneam pe very fast, am consumat resurse la greu. Așa că am pus pe fast merge foarte bine și toate alea. Nu mă întrebați ce o să mă joc, am eu o listă de jocuri pe care o să le joc, o să le vedeți pe parcurs. Sunt jocuri alese special pentru a testa cât de cât stream-ul și PC-ul în același timp. Așa că o să fie clar totul și așa. Avem aici profil pe high, am pus pe high pentru că știu că așa l-am folosit întotdeauna, nimic special, nimic ieșit din comun, nimic hardcore, am zis să nu exagerez nici cu setările și tuning n-am mai pus nimic și am lăsat așa. Apoi aici la audio astea sunt chestii normale, aici la video 1080, last calls 60fps, deci e pe scurt sunt niște setări destul de simpliste. Nu mai întrebați de jocuri, oameni. Uite, de-aia urăsc eu stream-ul pe YouTube, pentru că toată lumea întreabă: Aia te joci. Nu, n-am să joc niciuna din chestiile spuse de voi și gata. Chiar am să dau banuri în stânga și în dreapta ca să tacă lumea de... Adică, știi ce? Putem ignora toate întrebările, să nu te-ți dăm banuri. Dacă lucrurile scapă de sub control, atunci putem da banuri. Așa, și la Advance am pus procesul pe high, să fie totul bine și frumos acolo pe high, să nu avem probleme, să nu...
există vreo drăcie de genul ăsta pe high, restul a lansat default și cam atât. Astea sunt setările de streaming momentan de acum și pot zice că sunt foarte, foarte bune în momentul ăsta. Astea sunt setările cu care cred că o să rulez foarte, foarte mult timp. Gen, o să mă joc cu setările astea foarte mult și pot spune că sunt niște setări cât de cât relativ bune pentru mine. Așa că pot să zic că sunt destul de mulțumit de ceea ce am făcut acum. De-aia zic. Dar o să-mi facem stream pe Twitch mai târziu, nu acum. Acum o să fie doar așa, cum am promis. Am promis de când am luat procesorul că voi face stream cu câteva teste plus păreri legate de procesorul ăsta. Așa că asta este un alt stream pe YouTube de care v-am mai spus. Am spus că o să mai fie stream-uri, dar de-astea așa ocazional, o dată de două ori pe lună sau ceva. Nu vă imaginați de acum că o să fac foarte, foarte des. Să zici așa. Să-ți cumpere un sistem de gaming Viking, man, nu știu, nu mă plătește PC Garage să le fac reclamă pozitivă, așa că nu pot să zic că mi se pare cine știe ce. Cu aia niciodată folosesc atâtea aplicații pe PC. Man, nu se pare că le folosesc pe toate, oricum jumate din desktop ăsta o să dispară. De-aia zic. L-am lăsat așa pentru că oricum nu mă eu nu folosesc desktop-ul, ce e pe desktop e irrelevant pentru mine. Pentru că toate le-am pe bară și pe search. Dacă vreau să intru pe ceva anume, că intru pe search, o să fie ok, deci nu am nicio treabă. De-aia zic, nu, iconițele pentru mine sunt irelevante. De-aia de asta vorbesc acum. Așa, hai să dăm un leac contest cu un Battlefield 1, zic eu, că pentru că Battlefield 1 e unul dintre jocurile care mergeau super, super greoi pe vechiul procesor. Mai ales când voiam să fac stream. Trebuia să descărca și Titanfall 2, pentru că Titanfall 2 era totuși destul de demanding. Așa, acum s-ar putea să apară anumite probleme cu anumite jocuri, pentru că una la mână. Nu am îndeajuns RAM, 8GB de RAM aparent nu este destul de hardcore în momentul ăsta. Pentru mine am nevoie de 16 ca să fie totul bine și frumos. Dar cu 8 ne putem descurca cât de cât, binișor. Cât la asta folosește acum? Păi să zic, poate să ajung, acum stă undeva la 17% și ajung undeva la 40% la un joc care necesită zdravăn. Dar crede-mă, 40% dintr-un octa-core abia se simte, crede-mă. Abia se simte, ca și cum mai aveam încă un procesor care stă degeaba. Să-ți fac așa ca o idee. Deci poți să te joci lejer, eu mă joc overage cu setările astea și n-am nicio treabă. E Warzone Battlefield, da, de-aia îți merge bine, să înțeleg. Bă, o fi Warzone, o fi Warzone, e un joc care arată foarte bine și care merge relativ foarte bine. Așa că am să-i dăm un test pe ăsta să vedem cum merge și apoi o să mai testăm poate niște player nou, niște Witcher 3, să vedem noi ce și cum. Pe Witcher încă sunt curios pentru că am schimbat driver-ul video, că driver-ul video îmi cauza niște probleme zilele astea, gen îmi dădea crash la mai toate jocurile pe care le jucam, sau îmi cauza o tonă de probleme tâmpite, vai de capul meu, și de-aia zic. Da, e cooler-ul stock, folosesc cooler-ul stock, pot zic că e destul de bun. Dacă nu faci ceva extrem, eu zic că cooler-ul stock o să te ducă mult și bine. Deci credem, și arată și foarte bine. Deci cooler-ul stock arată foarte, foarte bine. E și iluminat. Deci dacă vrei ceva cu iluminare, cooler-ul stock să știi că de la asta e super, super fain. Deci eu zic să nu te chinui foarte mult cu o răcire de asta custom. Pentru că stă undeva la cel mai mult mai ajuns la 60 de grade. Deci trebuie să te gândești 60 de grade înseamnă nu știu, pielea sulii, să iau așa. Dar merge super. Deci cooler-ul stock își face treaba, e silențios, nu urlă, nu zice nimica, nu își bate joc de mine sau ceva de genul ăsta, de-aia zic. Dar urmează să iau și o carcasă și un cooler mai zdravă în lunile ce urmează. Depinde ce bar mai fac rost și chestii genul ăsta. Hai să dăm așa un match rapid, nu mă interesează. Doar intrăm, vedem cum e și toate alea. Da, pe el, deci procesorul este 1400, îl găsiți de obicei pentru mai toate magazinele, versiunea normală, nu cu X, deci nu 1700X. Și pot să spun că e destul de fain. Aici nu mai ai mod, nu, hai Joe, sorry. n-am stat să dau mod aici nu fac stream, Joe, aia e toată faza, nu este ceva normal pentru mine. Și Ryzen 1600, da, dar 1600 e cu 6 core-uri, deci e posibil să-mi cauzeze anumite probleme, de-aia zic. Anumite de-astea. Păreri de minat Ethereum, bă, nu știu, am auzit că mai toate firmele au început să-și scoată plăci video de minat, deci... Boys, nu știu, vreți să vă apucați de minat, eu zic să investiți grav dacă vreți să faceți chestia asta, dar ideea e că minatul e cu două fețe, știi, gen, bagi o grămadă de bani, șansele să scoți dublu, triplu față de cât ai băgat sunt mari, dar în același timp poți să-ți o și iei grav, depinde nu știi niciodată cum poate să se ardă o instalație și ți-a dus dracu totul.
Da, zic, nu știu. Bă, să o fac Intel, deci o să spun că i7 e mai bun. Bă, să știi că asta se bate destul de grav cu 7700-le. Deci cam e la același nivel cu 7700, dar îl bate în rendering pe 7700, deci din păcate pentru fanii Intel. Crede-mă, am fost la un pas să-mi cumpăr 7700. Am fost la un pas, am zis că am să-l cumpăr. Și nu l-am mai cumpărat. Pentru că ăsta a fost motivul. Toată lumea spunea, boss, joacă, e ăsta, că ăsta o să e pentru ce ai tu nevoie, pentru streaming, nu se simte nicio diferență, nu se simte nimica, nu faci nici pe măsa, nici pe tasul, nu urlă mai deloc, nu nimica. Pe că am dat eu totul pe ultra iară și merge în 25 de cadre. Ok, să dăm o leacă și ce frumos. De-aia că am stat eu leacă totul pe ultra, că îmi plăcea mie așa. Sunt singur zav. Bine, că asta e jdita ei harta ca animalul. Ce Dumnezeu, mamă, rip joc. Optimizare de cartofi. Da, mulțumim. Mereu când deschid Battlefield-ul trebuie să-mi schimbe tema de culori, bă, frate, deci mă jur. Nu știu dacă ți se mări șansă de drop la legendare, nu. Ce start bun, nu-i așa, băieți? Battlefield boy. La ce cuvență stă procesorul? La 3700, la 3,7 trece singur. De-aia zic, 3700 trece singur. De 3700. Dar stocul e la 3 și ajunge la 3,7. De-aia că e îndeajuns. Oricum trebuie să-mi repun Windows-ul, că pana mea, nu l-am repus mai de... Cred că n-am mai pus Windows-ul pe PC-ul ăsta de... Dinainte să apară Windows 10, să vă faceți așa o idee. Și dacă vreți să vă faceți o idee, n-am mai pus Windows-ul pe PC-ul ăsta dinainte să apară Windows 10. Azi vă faceți așa o idee. Dar pot spun că n-am avut mai nicio problemă cu el. Nu e un joc, nu e de la joc, nu ai suficient de memorie RAM. Posibil. Threadripper-ul e o bestie, frate. Threadripper-ul poți să faci, cred că, 4K streaming și te doare fix undeva. Mă, 16 core-uri, frate. Poți să-ți dai 8 din acelea core-uri să-ți facă stream în 4K și după aia cu celelalte 8 te joci. Deci, nu știu, mi se pare o monstruozitate chestia aia. Și prețul e monstru, dar... Chestia aia pentru editare și rendering video, cred că aia e crimă. Deci aia cred că rupe. Sincer, Threadripper-ul ăla. Îți pare wow. Bine, și ce dată e și cel mai mare procesor pe care l-am văzut vădat. Adică, pana mea e gigantic. Windows cu licență, normal. Eu așa rolez boss cu licență. Adică, mă zicea, de ce vrei să ții licență și așa nu o folosești sau ceva și așa nu te ajută cu nimic. Bă, nene, îmi place mie să o iau așa mai cu licențe. Dar ce Dumnezeu îmi scade FPS-ul, nu-i convine? Convine driver-ul pe care l-am pus, poate. Stai, mă, că mai știu care era figura asta, stai așa. What the fuck? Ok, stai alea, că știu care e faza. Mă joc cu Warframe, nu, da, clar. Mă joc cu Warframe, stai așa. Și mă, nu-i convine de aici. Știu că doar prima oară că l-am testat jocul ăsta mergea grozav. What the fuck is this? Frame limiter, care era, mă? A, trebuie să fi dat ăsta, cred că de... Am uitat. Fec. Da, pe mediu, de care e figura. Uite, înainte mergea foarte bine jocul ăsta. Deci, ții minte că l-am testat prima oară pe procesor, mergea jocul să derupea. Nu m-aș bate joc de mine sau e figură de la asta? Well, posibil să fie și de la asta. Deploy. Battle penis. Bine, e posibil ca Battlefield să nu funcționeze pe 1080 cu preset-ul de fast. Da, e posibil ca asta să ne-i placă. La pedere 12, ok. Da, posibil să ne-i placă chestia asta, că îmi rupe leacă procesorul pe figura asta. Bine, s-ar rupe și RAM-ul, ce-i drept, dacă aș avea leacă mai mult RAM, aș fi grozav. Cum se mișcă șansul pe un Ryzen? Băi, înțelege că fac stream, de dacă n-aș face stream, poate nu s-ar mișca așa. A, nu știu care e figura pe astea. E o chestie aici. A, cred că știu care era figura, trebuie să fi dat o chestie eu. A, ce cu pezul ăsta. E ăla. Stai, nu știu care e faza aici.
Așa. Resource value. Auto details. Eu scapă OBS-ul dacă comunzi pe DirectX 12. Asta nu am testat, să zic așa. Ok, dacă facem așa. Da, oricum s-a terminat aici. Iar cum Battlefield nu e idee prea gruzavă de testing. A, nu, că de prima oară când l-a testat a mers jocul superb. Ideea că am pus eu preset-ul pe fast, aia a fost ideea. Dar de ce e alt PC ce s-a întâmplat cu cel vechi? Dar nu e un alt PC, man. E un alt procesor, e o diferență de la cel la pământ. De ce e alt PC? What the fuck? Lol. Ce e alt PC? Stai că nu înțeleg de... Să nu înțeleg de DirectX 12. Nu, ci că crapă OBS-ul pe DirectX 12. Bă, dar iar în schimb ăsta tema de culoare, deci... Venit pe Battlefield un om, mi-ntunecă totul. Deci mă jur, mi-ntunecă totul, nu știu care e figura cu el. Ei, o să văd eu poate pe Faster, era mai ok. Te-ai imitat de pe Twitch, doamne. Să te zdrogați cu capul, mă jur. A, ai zis, nu știu, 1600 mi se pare cea mai ok. 1600 sau 1700 la Ryzen mi se pare cea mai ok. Astea sunt așa și așa. Nelelalte sunt mai așa și așa. Vezi Minecraft dacă merge. Haha, ce glumeți sunteți voi. Avem glumițe bune azi, nu? Ia ziceți ce azi, sunteți așa, sunteți așa amuzanți. Dăm pe afară de amuzament. Nu ai luat licența pentru Windows. A, de pe net am cumpărat-o? Sper că erau pe G2A odată. Mie 50 Ti e o plăcuță bună. Mai așa, mai de entry level, dar nu-ți imagina că poți să faci cine știe ce cu ele acum. Cu ea. Azi de mă, dacă player-a nou merge bine. Încearcă Uncharted 4, vezi cum merge. Wow. Pompey. Pompey with the jokes, man. The jokester. Asta știu că mergea, ok, încearcă Dead by Daylight. Ce-ar fi să nu? Ce-ar fi să nu încercăm Dead by Daylight? Sună mai mișto așa. Hello, OBS. OBS, please. You don't wanna play. Ok, ți-ți dau un timeout, că ești la cam plictisitor și enervant. Știu că se mișcă foarte bine BF1. Ideea că am eu setările făcute ciudat pentru streaming. Adică trebuie să mai mă joc cu setările pentru jocurile. Trebuie să te gândești, pentru jocurile hardcore trebuie să găsesc un... Nu știu, un alt sistem de o altă setări și tot așa. Sunt mai multe, multe chestii de genul ăsta. Ce nu vrea el să-mi dea jocul? Ce nu vrea el să-mi dea jocul? Trebuie să dăm așa? E ciudat, știi? E ciudat că faci așa. De ce nu vrea mie să-mi iau ăsta, nu înțeleg? Ce nu vrea să-mi ia cu chestia asta? Cred că trebuie să folosesc anti-cheat-ul ăsta, să vedem. Posibil. N-am Nier Automata, boss, ce dracu mă tot întrebi acolo. L-am pe consolă ăla. Aha, ce trebuia cu anticidul ăsta. Ce aiurea, frate. Asta știu că merge nașpa la început, gen primul meci o să meargă oribil, indiferent de altceva și toate alea. Da, aia, o să-mi iau 8 giga de RAM după. Să încerc să-mi iau 8 giga de RAM, că nu o să mai prind ceva bai și după aia să vedem. Pa, pa, pe, pară, pa. Mamă, de toată lumea și-a luat freză afro, care e faza? Ideea e că nu prea mă joc, adică BF1 nu mă joc mai deloc pe stream și de-aia nu mi-am făcut setările pentru BF1, că dacă era să-mi țin setările pe care le-am pus prima oară... Dacă să știi când am Nier, păi dacă te-ai fi uitat la serie, ai fi văzut că am jucat pe PS4, domnule dracu. Deci, cum să zic... eu mi-am făcut setările pentru jocurile pe care le joc de obicei, gen Hots, WoW, Hearthstone și de ce de genul ăsta, de-aia am pus 1080 cu Fast și cu toate alea, n-am nicio treabă.
Dar ideea e că acum dacă fac anumite teste, e posibil să fie setările mele puțin cam overkill sau puțin cam prea demanding să le iau așa față de ce poate să-mi ducă mie momentan PC-ul, de-aia zic. Cred că m-am dus cam prost. Posibil. Băi, nu știu, ca și procesoare de la Ryzen, dacă ar fi să iau ceva, n-aș scădea sub 1600X. Obligă de nu știu, prea spupă. Da, știu. De-aia nu prea am sărit calul cu anumite jocuri. De-aia o să încerc să sar calul mai târziu. Și Skype-am, frat. În ce an trăiești de folosit Skype? Zic și eu am întrebare de formă. Vikingul. Man, am văzut Vikingul de la PC Garage. Sincer, nu mă impresionează că tu ești așa. Wow, my god. Da, am vorbit despre Threadripper-ul ăla. Doamne, deci că tu râzi la PlayerUnknown, prima oară când intri în joc, așa de greu se încarcă totul și așa de spălășit și prost arată. Și după aia, BOOM! Ia uite-l. Ce dracu se întâmplă în jocul ăsta, frate? Deci, de fiecare dată când intri în jocul ăsta, mereu se schimbă. Deci, mereu se schimbă în jocul ăsta. Deci, stai atenți, uite. Deci, stăm o leacă așa și ne uităm. 5 minute mai târziu se încarcă și harta. Deci, mor, frate, deci mă omoară jocul ăsta. E senzațional de fiecare dată când îl deschid. Niciodată nu rulează la fel de bine. Aștept și o optimizare, domnule Blue Hole. Cândva secolul ăsta, dacă se poate. Mulțumesc frumos, apreciez. Îmi place că oamenii ne spun și ce fac ei în ziua de astăzi. Deci, uite, spre exemplu, cineva astăzi zice că suge pula. Băi, foarte frumos din partea lui. Sper să nu stea în gât. Adică dacă stă în gât, e destul în sol. Mike ta știe foarte bine asta, mi-a povestit mie. Ok, nu stai nimic pe aici. Nimic și pe aici. Ideea e că tot trebuie să mai umblu pe la setări și drăcii de genul ăsta, ca să îmi dau seama ce chestii pot să folosesc. Dar ce mai probabil, cum am spus, dacă o să iau acei 8GB de RAM, o să fie grozav. Vikingul ăsta apă nu merită cumpărat. Le-am ieșit așa de acolo de când aterizează. Aici tu setările puse pe low. Păi am pus pe low ca să nu... Asta, deci jocul ăsta e cel mai mare mâncător de RAM după Chrome. Deci ăsta mănâncă așa de mult RAM, de n-am văzut în viața mea. Așa de mult RAM mănâncă jocul ăsta. Deci n-am văzut joc care să mănânce atât de mult RAM ca și PlayerUnknown, frate. Să fiu sincer acum. Dar pot să vă spun că off-camera totul merge superb. Deci m-am jucat orice și a mers super, n-am avut treabă. Sine, s-a blocat la mine secundă, era minut, se duc, se tele, nu cred că-s posibil. Da, ideea că încă experimentez, aia e toată faza, l-am de o săptămână, două, deci nu pot să zic că vai, doamne. Da, zic, dacă aș avea totuși să văd, nu știu cu cine să vorbesc, nu știu cine are cu Ryzen. Pentru că alții care au Ryzen au sisteme de două PC-uri și penis. Da, bine, Pompi, nu toți avem salariu să-mi iau și eu acum 32 de giga de RAM. Bine, nu cred că așa ce face cu 32 de giga de RAM, 16 mi-ar fi mai mult decât ok. Deși s-a întâmplat o dată ca Chrome-ul să mănânce aproape toți cei 16 giga de RAM, ce pana mea, boss. De ce-ai face asta? Zi-mi și mie, de ce-ai face asta? Înțeleg figura asta. Ok. Ești din Moldova, dar nu sunt din Moldova, boss. Ba da, de seara fac stream pe Twitch. Nu am și de arma asta? Superb. Pentru că nu fac mult, doar vreau să testez anumite chestii pe asta. Ideea că trebuie să mă fi gândit o leacă să fac și setările de 720-60 și să las o leacă mai chill pe procesor încât să testez jocuri mai zdravene, așa că probabil nu cred că o să mă pot arunca pe anumite jocuri de astea hardcore. Trebuie să mă gândesc, nu m-am gândit la chestia asta, am luat-o așa, aia mai că setările ok, merg, n-ai nicio treabă, pa. Ai DDR3. Alu, ai DDR3. Salut. Au avut și noi loc. Da, mă, dame, mi-ai spus că trebuie să-mi iau 8GB de RAM. Jesus fucking Christ, man, am înțeles, ok, apreciez, dă-mi un psicul mă, se treabă. Ok, am testat jocul ăsta. Bă, jocul merge, trebuie să mă uit pe aici. Și ai vede aici placă de bază fie o geek, Threadripper-ul ăia de la Asus, frate. Care te costă o mână și un picior. Îți mă jur, plăcile de bază pentru Threadripper-ul sunt așa de scumpe. Bine, ce de pana mea, Threadripper-ul, pui mei. Sunt pe high. N-auzi că merge ok și pe high. E băi, îmi place.
Nu știu cum am văzut la Leo, are altfel culoarea și toate alea. Mie mi se pare ciudat. Poți să joci în Minecraft în 700 FPS. Oh my god. Lol. Da, mâncă în cauza cookie-ului, știu. De-aia că am încercat și Firefox, dar nu mă pot obișnui mai deloc Firefox-ul. Deci e crimă Firefox-ul ăla. Nu mă pot obișnui deloc. Bă, dar iar mi s-a schimbat tema de culoare, frumă, mă, Nvidia. Deci, Battlefield 1 îmi schimbă tema de culoare și mi întunecă tot ecranul. Fac unde e ăla de la Nvidia. Te simți acum la Nvidia să schimbi pe aici. A, nu, eu sincer, indiferent, că oricum mă joc jocuri de genul ăsta, mă joc Battlefield sau chestii de genul ăsta care să mă rupă. Pe ce ai jucat anume de PS4? Control panel, așa. Aici 5 pentru gaming, e ok, 5 la 7. Așa, unde adjust image settings. Îmi schimbă culoarea și mă disperă. Unde mă, la adjust colors, așa. Cum l-a schimbat, că nu-mi dau seama. Use Nvidia settings. Mi-e prea întunecat contrastul acum, deci mă jur. Și apare fi ok. Nu înțeleg de ce se întâmplă chestiile astea. Use frecvența mare de RAM. Da, asta mă gândesc. Probabil o să-mi dau RAM-ii ăștia și o să-mi iau de 3000, probabil. O să-mi iau 16 GB de 3000, dacă o fi. Nu mai gândesc. Ce am uitat aplicații pentru Chrome care păs cookie-urile? Ah, ok. I see. Stai, vreau să mai deschid să mă joc ceva, nu știu ce era. Pe care vreau să-l testez, bă, cum merge. Mă, că doar am descărcat aici, ce Dumnezeu. Aveam o listă. Cândva aveam și o listă. Ok, azi de mult ăsta. O să știu cum vă plăcea jocul ăsta. Faci dacă un stream pe YouTube? Nu. Ură stream pe YouTube. Dar faci mapa cu benchmark în CSGO, dacă vrei. Nu înțeleg. Dacă intru în CSGO ăla o să meargă smooth as fuck. A, nou voraj, mă, trebuie să intru. Nou voraj joc, deci merge totul smooth as fuck. Hai să vedem ăsta cum o fi. Dacă ăsta merge bine sau nu. Ăsta ar trebui să meargă ok, ăsta e pana mea, ăsta e pielea solii. Nu, ce overclock am, nu am niciun overclock. Dacă aveam overclock, era scris în descriere. Ce DDR folosesc? DDR 4. Penis, mam. Și-a puțin oameni, mai rămas în jocul ăsta? Hai de capul tău. Witcher 3, na, mai eu ca sigur nu o să meargă Witcher 3 cum trebuie. Pentru că am setările pe 1080-60 pe fast și Witcher 3 o să mănânce tot. Dar o să intrăm, o să intrăm în Witcher 3 totuși să vedem ce zice. Ăsta deja am 120 FPS, ceapa măsii de joc. Mamă, i-au băgat și muzică pe fundale și cu capul. Mamă, server plin, na? Server plin. Boss, ce scârbă aveți aici? A mers. Ha! Uite că a mers! N-aș fi crezut așa ceva. Merită 1063 GB sau am știut să cadă pe țoamă de 6 GB. Băi, zic să mai aștept puțin, pentru că de 6 GB credem o să fie mult mai chill. Că în unele jocuri poți să-ți activezi gen anumite drăcidele de texturi grave. Și o să arate mult mai bine. Spre exemplu, Rainbow Six Siege sau Watch Dogs 2, ăla aveau nevoie de 4 GB plus și o să fie super. Eu așa știu, că când am jucat de pe mine era la fel, era super. No, cred că cel mai probabil dacă avem să nu se vede FPS-ul, e, am 100 și ceva aveam. Nu știu cum să fac să vadă FPS-ul când dai cu ăsta. Ce nu merge placa video dedicată, n-ai instalat-o bine, probabil. Cearcă Pong. Wow, ce amuzant sunteți, fete. Sunt foarte amuzant, mă, de unde v-ați luat glumele astea? Iar a făcut vreun vlogger vreo glumiță de aia și acum ați venit la mine. Cearcă Pong, că e fun. Chiar că Minesweeper. A, nu, stai că s-a glumițe de la vechi. Fă overclock dacă vrei să ai performanță. Nu, nu vreau să fac overclock, pentru că a mea nu este versiunea de overclock. Încearcă Division. Nu! No. Ce zici de nu? No? E că într-un joc ăla meu direct dureri de cap. A, ăsta merge de sărupe, frate, n-am nicio treabă.
Cum am 37 FPS când mie mi se mișcă mai smooth ca dracu? Eu nu înțeleg cum vine asta. Cearcă crash, crash pe consolă. Altă întrebare. Mamă, ce autistic se vede jocul ăsta. Uite, de-aia nu-mi place mie să fac stream pe YouTube. Toți oamenii pe YouTube sunt așa de capul, mă jur. Unii oameni, hai să nu fiu rău. Unii oameni de pe YouTube sunt așa ciudați. Cum făceam? Ah, break of branches. Mamă, match game very, very wow. Bine, dar încerc și eu toate jocurile alea Access în loc să mă joc, nu știu, fucking overwatch de toată merge hardcore. Da, seara să-ți facem înapoi stream pe Twitch, nu o să fac aici stream, vă dați seama, e vaiurea. Îmi pare oameni buni, scuze dacă vă jignesc sau ceva, dar de-aia nu-mi place mie să fac stream aici, este, nu știu, e o atmosferă mult prea stresantă și enervantă. Ce să-ți iei, să-ți cumperi ceva de, nu știu, ai Google, man, cer scuze, dar eu nu sunt Google, nu mă pricep la toate plăcile video, toate procesoarele, toate alea, ca să vă spun ce este bun și ce nu este bun. De-aia, mi-aș fi plăcut să știu, să vă spun, da, frate, placa aia e ok, placa aia nu e ok, aia e ok, aia nu știu ce. Dar din păcate nu le știu pe toate. Vă pot spune despre ce am eu acum și asta e ok. Asta pot să vă spun, uite, asta merge, asta merge bine, ăla nu merge bine, ăla e ok, ăsta nu e ok. Cearcă Rust pe maxim, sincer, Rust era parcă optimizat mișto și arăta fain. Știa să văd. Cearcă Crysis 3, l-am cercat. Păi când o să-l bagi update-ul, probabil o să încerc Rainbow Six. Da, asta a fost așa de lăbăreală. Hai să spunem rapid să descarce Rust-ul, să văd cum e. Chiar sunt curios, văd cum merge Rust-ul acum. Da, tu îmi recomand jocuri acolo și apoi mă întreb ce placă video am. Bă, dar mă jur, frate, ce aveți azi? Ok, hai să scăcăm Rust-ul ăla. Să vedem despre care este figura. Cât timp îl iau? A, 6 giga, forți, descarc instant. Joacă Assassin's Creed, ce-ar fi să nu? Oh my god. Deci, oameni buni, serios acum, dacă vreți să vedeți diferența între placă video și alta, aveți pur și simplu pe YouTube, scrieți placa aia versus placa aia. Punct. Deci asta este cel mai simplu mod de a descoperi diferența între ele. Eu așa nu pot să-mi ofer nicio părere. N-am folosit în viața mea o placă video de la... uite, spre exemplu, n-am folosit niciodată placă video de la AMD. Nu cred că am avut vreodată în PC-ul meu vreo placă video pe care scrie Radeon sau scrie AMD sau scrie Sapphire sau scrie orice. Ca să înțelegeți și voi așa cum merg treburile. N-am fost în viața o placă de genul ăsta, așa că nu știu cum se mănâncă, nu știu ce știe să facă. Alex are o placă video de genul ăla, dar nu știu ce să zic. N-are, asta știu să zic, nu are physics. Asta este tot ce știu. În rest nu m-am interesat, nu mi-a păsat. Cum nu ai DOC, că toate Ryzen-urile sunt DOC, adică Station 6, 900, sunt pe ceva procent. Man, ideea e că n-am versiunea cu X și nu mi-am luat versiunea de overclock. Aia era o versiune destinată pentru overclock, asta nu e o versiune destinată pentru overclock. Și plus n-am nevoie de overclock, deci aș vrea să mi-l pun 8 fucking core-uri la 4 GHz când el ajunge lejer la 3.7. Îți placă de bază, am un B350 de la Asus. Prime Plus sau cum s-o fi numit chestia aia. Destul de faină. Oricum mi-a place iluminată, e drăcit toate alea nebunii genul ăsta. Într-un minut se descarcă și Rust-ul, băiți. Deci, cum am spus, oameni buni, configurația pe care am acum merge foarte bine pe ce am nevoie, pe rendering și drăcit de genul ăsta. Ok, tu ești autistic rău de tot. Dead by Daylight! Coaie, jocul ăla e optimizat ca o șosetă, lasă-mă pace. Mulțumim frumos. Dar probabil în seara asta o să-mi reinstalez Windows-ul. În speranța că tot o să meargă bine. Și să vedem ce e pe acolo. X e pentru pro și nu e pentru overclock. Adică e deja overclockat, vrei să zici. Mai degrabă așa, poate asta vrei să zici, nu știu. Da, zic, pentru ce am eu acum, deci, uite, să vă ofer o idee, un video de 20 de minute în 1080-60 se randează în, să vă zic așa, 20 de minute se randează în 10-12 minute. Deci ca să vă oferiți așa o idee despre cum merge treaba. Da, Doom ar fi fost o idee, dar 50 de giga de descărcat, man. Dar cred că ar fi mers ok ăla. Deci ca să vă spun așa, de renderul merge foarte bine, l-am testat în, și în programe de căcat și în programe mișto, gen, uite, am testat în Premiere Pro, se
merge renderul super, super rapid și nu mi se mai blochează programul, așa cum mi se bloca înainte și cum crăpa înainte. Și în Movie Maker ăsta, ultimul de la Windows, ăla normal, Live Movie Maker, tot la fel lucrurile merg foarte, foarte bine. Și ce este mai important dacă randez cu Movie Maker o chestie simpluță sau ceva de genul ăsta, pot să mă și joc în același timp. Gen, mă jucam League of Legends în timp ce, randam, deci ca să vă faceți o idee așa cât de mișto merge totul pe chestia asta. Deci poți să randezi, să te uiți la stream-uri și să te joci în același timp. Pentru că merge foarte, foarte bine pe chestia asta. Ok, hai să vedem cum merge rastul ăsta, sunt curios acum. Mamă, downloading anti-cheat. Trebuie de genul ăsta. Da, mă, nu fi, nu știu, eu nu sunt fan al overclockingului, asta să fie clar. Nu urmăresc overclockingul mai deloc. Ăsta n-are 1080p, frate? Ah, uite care 1080p. Graphics, fantastic. Așa vreau, play. Și ca cu Vegas-ul, n-am Vegas instalat, m-am rupt pe Vegas. Dar Premiere Pro oricum mergea mai greu decât Vegas-ul. Asta e clar. Cel puțin așa știu că mie mergea mai greu decât ăsta. GTA 5 nu-mi pasă de GTA 5. GTA 5 mergea bine și pe vechiul procesor. Ok, hai să vedem unde dăm și noi un fine game, ceva. Official servers, UK. Uite, mergem pe ăsta, join server, YOLO. Ce-o fi, o fi. Ar survival fall. Jocul ăla e optimizat ca o pulă, altceva. Oameni, vă rog eu frumos, nu mai recomandați jocuri care sunt early access și care nu merg bine. Deci Ark Survival Evolved merge ca o cizmă ploată și acum după un an de când s-a lansat, de când au apărut în Early Access. Așa că vă rog eu frumos, nu mai dați de jocuri de astea așa autistice. Și PlayerUnknown merge destul de prost. Dezavantajele la Ryzen, băi, sincer, singurele dezavantaje pe care le-am văzut acum e că nu toate jocurile sunt făcute să meargă foarte bine pe Ryzen. Asta e una. Pentru că dacă stai așa să mă gândesc, unele merg mai puțin mai ciudat pe Ryzen față de cum mergeau pe Intel și nu ai placa aia video integrată care, nu știu, îmi făcea lucrurile mult, 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 mult mai ușoare. Gen, gândește-te că puteam să fac stream-ul mai lejer cu placa video integrată, plus că ajuta numai și la editing, iarăși era destul de ok. Dar nu prea sunt dezavantaje așa mari. Deci nu sunt dezavantaje care zici, vai doamne, n-aș putea trăi fără ele. Sau, vai doamne, n-aș putea să fac nu știu ce. S-a lansat și mai bine optimizat ca înainte. Man, nu mă interesează, tot un gunoi este. Dacă intru acum pe el și ai să vezi că merge tot ca o sulă. Îl știu jocul ăla și știu, am mai scos eu un joc și tot un căcat e. Ce preț are, este un PC de genul ăla? Oh, 4.000 de lei în plus, chiar. 4.000 sau... Oh, ce 4.000 de lei, că mă placa video e 4.000 de lei. Să dai lejer acolo vreo 7.000 de lei. Deci PC-ul ăla e cam 7.000 de lei, mai mult chiar. Pentru că numai 1080 Ti costă 4.000 de lei, 3.000 de lei. Ce ai zis între AMD și Intel? I don't know, nu știu, momentan parcă n-aș mai trece acum la Intel. La fel cum merge ăsta, pot să zic că merge super, super mișto. Deci mie îmi place foarte mult cum merge ăsta. Încearcă Evolve Stage 2, ce-ar fi să nu? Dacă am PS4 Slim, nu, am PS4 normal, din primele apărute. Câți rame și procesori aveai. Te duci frumos la un video vechi și ai să vezi. Te duci la un video de acum o lună și ai să vezi acolo. Dacă ai HDMI la placa video, mai ai semnal video placa procesorului? Nu, pentru că aia nu se activează. Dacă tu ai placa video dedicată, nu se activează. Sau dacă n-ai nimic băgat în aia, e clar că nu se activează. Ce întrebări, joacă GTA 4, bă, da, ăla, al gunoi neoptimizat. E amuzant că nici după atâta timp GTA 4 nu e optimizat. Tot e cel mai prost GTA optimizat vreodată. H1Z1, nu? Am, dar nu vreau să descarc așa ceva. Adică prefer să încerc jocuri care sunt mai interesante, nu H1Z1. Hai să nu vorbim despre jocuri moarte, ok? Gen Evolve și Division și I don't know. Da, Ryzen-urile n-au probleme cu temperatura. Deci mie, sincer, Ryzen-ul meu în momentul de față stă maxim până în 30, stă până în maxim 60 de grade. O să mai joc și Horizon Zero Dawn când apare DLC-ul. Antena jocul. Am făcut
am făcut mai tot ce se putea face în Horizon aproape. N-am stat să-l platinez, că o făceam și pe asta. Dar am canternat tot ce se putea și am făcut și pe YouTube, aia e toată faza. Mamă, dar greu să deschid jocul ăsta. Da, zic, nu mi se pare așa hardcore. Că sunt niște poze de pe desktop. E făcută custom pentru mine. E tehnologic, nu era optimizat. Nu, nu, era optimizat. Ok, cineva va când e autistic rău de tot și nu înțelege. Am ieșit ca Warframe, nu. Division a lansat update de 40 de giga. Mă, a lansat update de 40 de giga, dar iar e plin de hacker. Încât am auzit, așa că prefer să nu mă joc chestia aia. Prefer să nu mă ating de Division. Cu ori toată părerea de rău, deci nu știu, mi-a plăcut jocul, a fost drăguț la început, dar și-a bătut joc de el în ultimul hal și nu vreau. Arma 3 e un joc mort? Nu, nu e un joc mort, pentru că se joacă cu oamenii care sunt pasionați de simulatoare. Și, na, alte simulatoare neavând, îți dai seama că se joacă Arma 3. The Forest, nu. The Forest are alt căcat de joc neoptimizat, altceva. Nu știu de jocul ăla, 8000 de trofee de platină, lol. A, ăla care, da, le are pe toate jocurile pe care le-a jucat, le are pe platină. Deci, dar poate ar fi zici mai bune. Dar asta e problemul din cauza faptului că ai 8 giga de RAM, cred. Oh my god. O să vedem dacă merge, n-aș putea să dăm vina pe RAM. Ideea e că, într-un fel, dau vina pe RAM și pe că nu mi-am schimbat Windows-ul. Dar oricum o să schimb Windows-ul și o să fac alte teste să vedem care e faza. Dacă merge Team Fortress 2 pe Ryzen, nu frate, o să scrape PC-ul și o să rupă în două calculatorul tău și o să deschidă un portal către lumea de dincolo și o să-și bage pula satana în Team Fortress 2. Normal că o să meargă, ce întrebare e asta, auzi la el. Să ce-ți downloading skins, da, scarcă skin-ul. Merge Half-Life 2 pe Ryzen, ai de cap. Nu merge, frate. Nici Uncharted nu merge pe ăsta. Nu merge. Nici fucking God of War nu merge pe PC-ul ăsta, frate. Îmi pare rău. Pare o zvan, nu, deci nu. Ryzen e un căcat. Nu merge God of War pe PC-ul ăsta. Nu merge The Last Guardian pe PC-ul ăsta. Nu merg multe chestii. Holy shit, acel motion blur îmi cauzează dureri de cap. Vă rog. Unde e să nu-l văd? Depth of field. Unde e cu ăla? Graphics quality. Shadow motion blur. Motion blur, get the fuck out. Oh, mult mai bine. Uite-mi e stânca. Ai 42 FPS-uri. Rust Alpha, bă, Rust încă e Alpha, mă, ce traco. Bă, arată bine. Vă zic, arată bine, torța mea arată binișor, aia arată binișor. De-aia se face live pe Twitch, da, asta e un răspuns clar, de ce se face stream pe Twitch, pentru că lumea nu e așa autistică unori. Chiar de seară o să fac stream pe Twitch, mai bun să știți. Să facem, nu știu, niște Hearthstone. Am bani de arena, o să facem niște arena de Hearthstone. Să vedem poate niște... M-au băgat achievement-uri și cu capul. Holy fuck. Horizon Zero Dawn, dacă merge pe Horizon. Bă, merge, bă, și merge în 144 FPS dacă îți vine să crezi la 1440p. Ok, m-am apropiat de apă și mi-a scăzut toate FPS-ul. Oh my god. Ia că sunt fan Intel, sunt fan Intel, dar Intel m-a dezamăgit. Gen scoți i9 de dragul de a scoate i9, vai, de se simte că e alfa grav. Stai că de-mi consumă RAM sau ceva? Ia, hai să mă uităm așa o leacă. Ok. Ca și RAM stăm la, da, RAM-ul e grav, deci îmi ia 5 GB de RAM. Deci doar 5 GB de RAM îmi consumă drăcovenia asta de joc. Ok, hai să vedem, avem ceva care să nu consume mie RAM-ul. Ideea că trebuie să mai fac răzut niște RAM. Probabil o să mai revin cu un stream de la de teste după ce îmi iau RAM și toate alea. Ashes of Singularity, nu știu ce e ăla. Ah, MMO-ul ăla, da, e drăguț. The Stopping Filtering, mă, tot. Tot la maxim, să crape jocul în două. Să atent ce crap acum jocul. Da, chiar n-a crăpat. Aveam 50 de FPS în pana mea. Simt așa autistic uneori. Să apare episodul cu World of Warcraft, când o să-l fac. Bă, arată mai drăguț ras față de cum arăta înainte. Nu știu ce să zic. Ia să intre un Overwatch. Asta e bășină.
Bașună. Yes, I wanna quit the game. Thank you. Încă e alfa? Da, încă e alfa. De-aia nu poți să-ți faci o părere, frate, de cum îți merge PC-ul pe anumite jocuri. Serios acum. Mă enervează atât de tare că nu poți să-ți testez un de-asta pentru că... Pana mea. Recomand RAM cu frecvență 3000. Păi cred că o să iau frecvență 3000, deși nu știu dacă nu ce placa de bază, nu m-am uitat prea bine. Să verific. Ce pe sezonul 2 la For Honor? Să mai joacă lumea For Honor? Jocul ăla n-a murit încă. Deci au plecat 90% din oamenii care jucau jocul ăla. Să încerc miscreated. Man, nu mai încerc jocuri care nu sunt lansate. Deci dacă vreau să testez jocuri, testez jocuri. Nu incomplete. Nu chestii incomplete, ok? Dacă aș vrea să testez jocuri, aș vrea să testez jocuri normale, nu incomplete. Probabil o să fac serie cu StarCraft Remastered-ul ăla. Deci ca să înțelegeți cum stă treaba, nu vreau să mă joc chestia aia. Deci, Long Dark aș putea să-mi joc. Long Dark e destul de fain. Care a ieșit din alpha și are story mode. Ce mă gândesc să încerc pe ăla. Merge portal de prezență. Ok, gata, glumele proaste. Am testat Crysis, merge destul de bine. Cum faci rost de parteneriate pe YouTube? Simplu, o să primești mail odată și odată la cineva care vrea să facă parteneriat cu tine. Ok, glumele cu merge chestia aia pe Ryzen deja s-au răsuflat. Raste în calfa, da, raste în calfa. Și placă de bază am. Când n-o să mai scriu cu capsule că o să-ți răspund, până atunci nu-ți răspund. The Crew e un joc ok, dar nu prea. I mean, I'm not having fun in it. Asta e posibil să meargă bine. Arkham Knight, oh my god, în Arkham Knight e iarăși un joc de la pe care ar trebui să nu știu, să testez cu niște setări mai mici puțin. Adică totuși trebuie să mă gândesc că nu fac stream pe două PC-uri de ouă. Ok, hai să dăm la practice. Adică asta merge foarte bine, Overwatch-ul. Nici nu știu, Overwatch merge de prupe. Da, mi-a picat teara de-a skin-uri pe Tracer de mine de mi se apleacă în pana mea. Dar rău de tot. One shot. Nu mai sugera jocuri early access, oameni bunele, sunt gara ta să nu meargă bine, ce nu înțelegeți? Trebuie să înțelegeți, pentru numele Dumnezeu, nu mai sugera jocuri care nu sunt lansate. Asta merge lejer, n-am nicio treabă în jocul ăsta. Merge de rupe. Am un Asus B350 Prime Plus. Nu știu că avea ce cerea overclocking dacă vrei să joci la alea mai mari. Sunt jocuri gen GTA 5 ce sunt bine optimizate și sunt jocuri gen Early Access și sunt o căcaturi. Da, sunt... N-ai cum să testez. De ce aș testa eu PC-ul pe, nu știu, pe fucking DayZ sau pe fucking nu știu ce alte căcaturi de jocuri ce nu sunt optimizate cum trebuie. Și nu trebuia dacă luam un PC folosit pe... Băi, nu știu, n-aș cumpăra un PC de pe OLX, though. Dacă ar fi să mi-l fac, mai degrabă mi-l fac eu sau ceva. Dar nu, pe cazul de pe OLX. Ce rău joc ce mai bine pe Overwatch. Cred că cu... Sigur, cu Zarya să joc foarte bine. Cu Zenish, vine cu Zenish, nu foarte grozav. Uite, maș. Nu știu să zic. Cât timp Rasten Alpha? De când s-a lansat Rasten Alpha, boss? Nu cred că a ieșit din Alpha vreodată. Fuck. Da, intrăm pe meta, pe map 1, să vedem acolo lag. Adică aici merge bine asta. Nu pot să mă plâng, merge chiar foarte bine. Și o să mă joc pe viitor jocuri. Nu știu, mă, ce apare. Nu sunt Nostradamus să prezic, though. Mi-ar plăcea să fiu Nostradamus să prezic chestii. Fui superb. Mi-aș prezice și o viață pe următorii 5 ani. Fii grozav. N-am Mass Effect Andromeda, boss. L-am pe consolă pe ăla. L-aș fi testat, dar nu l-am pe PC.
Adică pot să mai umblu la setările pe care le-am acum pentru... pentru stream să meargă mai bine. Bob, mai tare ca Caffrey. Da, eu și cu țintitul, boss, te-ai găsit. Să mor tu, că nu am murit chestia asta. Doamne, cât damage puțin poți să dai cu chestia aia. Nu știu cât de mult mă ajută ținta asta, bă. Cred că dacă scala 6000 bitrate o să meargă mai ok. 7000 îmi pare puțin cam overkill. 6000. Probabil și de-aia se întinde procesorul cam tare. Ne zic, asta merge ok. Deci Overwatch merge super. Uite, uite diferența, oameni buni, într-un joc bine optimizat și un gunoi de, nu știu, să dau un exemplu, un gunoi care nu e optimizat bine. Deci asta merge super, deci asta merge super de tot. Îmi place foarte mult. O să fac gameplay când apar numai, o să fac ce întrebare asta. Am sărit vreun Call of Duty până acum dintre cele noi lansate, să zic așa. Mă îndoiesc. It's Hanun. Like shooting a fish in a barrel. Just a matter of time. Ce pui mei, am tras două în gât și n-am murit, măi, ești nebun. Testez Dark Souls 3, nu cred că l-am instalat Dark Souls 3. Posibil. Plus se pare mai ok, nu știu, mi se pare ok și așa. Nu știu, adică mă descurc foarte bine și așa, nu trebuie neapărat plusuri. Penis. Să zicem. Da, mulțumesc, mulțumesc, nu știam că pot să schimb ținta. Wow, mulțumesc. Să mor eu, deci nu știam, pot să schimb ținta. Serios, pe bune? Pot să schimb ținta? Și ai că pot să schimb și row chat? Mamă, știi că pot să schimb și row? Nu, poți să, nu trebuie să te joci doar un erou? Wow. Incredibil, bă, deci serios, nu știam așa ceva. Am trăit în minciună toată viața asta, bă. Să fiu eu, dacă nu. Băi, mă credeți așa naiv, în urmă, jur. Xbox One sau PS4? Păi nu știu, aș alege o consolă cu jocuri sau o consolă fără jocuri? Deci probabil aleg consola cu jocuri, adică PS4. Ce întrebare asta? Indiferent cât de șmecher ar suna Xbox One X-ul ăla, mi se rupe așa de grav de el. Da, merge. Star Wars nu pasă așa de tare, Star Wars, sincer. No offense fanilor Star Wars, dar nu mi se pare așa wow. Adică probabil o să arate interesant sau ceva. Uite ce nu schimb, pentru că îmi place așa, ce nu înțelegi, doamne. Serios acum, am spus că îmi place ținta. Iar omul mă întreabă, dar de ce nu schimbi atunci? Pentru că îmi place, doamne frate, și mă jur. De ce nu schimb? Pentru că îmi place. Mai ușor cu ironia, dar nu știu, mi-a place așa fierul de fierul meu. Te-ai prins? Ok, nu te-ai prins, cred că. Hai să explic. Dacă un oraș merge superb. Uop, știi că ai pus schema grafică? Oh my fucking god. Mind blown. Mind blown, I tell you. Lucio Ball. Deci cum mergi de Lucio Ball, zic că merge. Ok, acum am înțeles ce nu faci live pe YouTube. De-aia nu-mi place live pe YouTube. Adică lumea pe Twitch înțelege o glumă, înțelege o ironie, înțelege o chestie de genul ăsta. Aici foarte, toată lumea e sensibilă. Mai ușor cu ironia, mai ușor cu glumele. Aici suntem toți sensibili. Eu mă identific ca și un elicopter de război. Ok, deci nu sunt nici bărbat, nici femeie, să fie clar. Să știți că există mai mult decât două sexe, ok? Oh my god. O să fac Hearthstone pe Twitch mai târziu puțin. Gen undeva pe la ora 6. Că după asta o să filmez ceva și... Nu, după asta cred că îmi instalez Windows-ul. Și o să fac un stream după. De-aia zic, deci mi se pare așa de fucked up totul. Nu cred că există optimizare. Există... Stinge RNG că ce adaugă FPS la transformă, da, I know. Ce părere despre obiectele la mâna a doua, cumpere de PC console, nu merge să cumperi lucrurile la mâna a doua? Păi, man, nu știu, eu îmi cumpăr de obicei jocurile de PS4, de... la mâna a doua, deci fac schimburi cu lumea și chestii genul ăsta, ca să fie totul bine și frumos.
Pentru că nu-mi place să mi le iau toate la full price, în special jocurile PS4. Componente, nu știu, la componente e așa și așa treaba, depinde cât de vechi sunt. Dacă sunt vechi, probabil sunt mai grijuliu dacă le cumpăr. Dacă sunt relativ noi, n-am nicio treabă. Adică dacă zice că omul le-a folosit o lună, două, trei, sunt ok cu chestia asta. Acum omul zice că le-a folosit 3 ani de zile și apoi nu știu ce, eram like, what, ok. Ne-am mai văzut de multe ori într-un loc, na, adică la tine în oraș, pe aici la mine în oraș, poți combine figura asta. Adică serios, aia zic. Oh god. Păca că nu mai e God of War, dar e mitologie greacă. Păi, dar boss, toți sunt morți. N-am scăpat mingea, nu? Ce vrei să mai fie? E că toți sunt morți, pana mea. Dăm și noi gol, echipă? Nu, dăm și noi gol, clar. Dăm și noi pasă echipă? Oh my god. Defende-o! Bă, dai-mă un cățăș. Am dat-o bine. Să moară, Gico, am dat-o bine. De-aia zic, când vine vorba de mine a doua, să treacă mai atent la ceea ce îmi cumpăr. Și există riscuri de fiecare dată, există riscuri foarte margin să nu meargă să facă figuri sau să fie prea vechi sau el să nu zică ce defecte are de-a binelea și toate aia. Gen, sunt multe chestii pe care un om care vinde ceva la mâna a doua nu le spune. Gen, oh, păi chestia asta de fapt are 5 ani vechime, nu are 3 ani vechime, știi? Sau, oh, chestia asta are garanție, dar are garanție un an de zile sau mai are garanție 2 luni, știi? Și tu te aștept să aibă o garanție mult mai mare și tot așa. Există o grămadă de chestii pe care trebuie să le iei în calcul, dar ceea ce cumpăr eu jocurile sunt mai puțin de șanse să ți-o iei, pentru că te întâlnești față în față cu omul, vezi jocul deschis și tot așa, n-ai nicio treabă și de-aia zic. Da, după 10 minute și n-a întrebat nimeni dacă vrea să ne abonă reciproc. Da, cum de aici. Pleacă, mă, de aici. Asta-i poarta mea, boss. Oh my god. Fuck! No! Cineva într-o gol, dar să asambleze pe sigur? Na. N-am încredere în nimeni de acolo să nu asambleze pe sigur. Fuck! Am sărit prost aici. Ne-am sărit prea de vreme. Am zis, hai că o prind și n-am mai prins-o. Ok, fuck off. Bine, am ținut poarta aia mai grav ca orice. Ok, stau eu în poartă. Du-te! Motherfuck! Băgați-o mă în poartă! Să mor tu, că am dat în ea și nu s-a dus. Ok, fie de port, Bob. Ai. Wow, au dat leave aia din match. De ce au atât de mulți în echipa? Stai o țără, ce? Erau așa de mulți în echipa lor. Care-i faza? Bă. Da, o să reinstalez Windows-ul după asta, probabil. Sper că după să meargă bine. And shit. Păi și jocurile pe spate nu au cod? Nu, n-au cod, doar le baci și atât. Cumva CD-ul este codul, cât timp CD-ul e băgat în consola aia reprezintă ca și cum e valid. Asta reprezintă. Sunt unele jocuri care au niște coduri, dar alea sunt coduri de bonusuri sau ceva, n-au nimic. Să zic, vai doamne că nu știu. De-aia cumva consolele vor să-și păstreze ideea asta de dă trade cu prietenii la jocuri și toate astea, încât să le facă mai cumpărabile. De-aia cumva asta e un avantaj foarte mare la jocurile pe consolă. Că vai doamne, poți să faci trade cu prietenii și cu toate. Ei vor un joc, tu vrei un joc și tot așa. Da, și noi dăm 4 goluri. Să-mi bag cu cealaltă, dacă dădea gol muream acum. A dat iar gol, bă, dar ăla joacă așa bine. Da, o să fac stream pe Twitch. După ce îmi fac Windows-ul cam peste o oră, cam așa o să-mi fac asta. Deși așa nu vreau să-mi fac Windows-ul. Nu mai gândesc dacă îmi fac Windows-ul. Mă gândesc să nu mi-l mai fac, pentru că nu știu, parcă nu simt că e o problemă.
Problema tot cred că e legată de, de run. Gen, am să fiu tot așa pesimist și am să-mi fac pe run. Nu știu, mai gândesc dacă să-mi fac Windows. Simt că n-am nicio problemă cu Windows, adică totul merge așa cum ar trebui să meargă. Nu... Plus că mi-ar trebui mai mult timp să stau să mi-l fac și toate alea și n-am timp că mâine trebuie să mă la muncă și trebuie să fac și video și am până stau să-mi pregătesc toate, o să nebunesc. Hai că să mă gândesc, să mă gândesc dacă o să-mi fac chestia asta. Aș trebui să mai lucrez totuși la setările de streaming, though. Dar nu știu pe cine să întreb de setările de streaming, o să văd. Da, drăguț. Da, știu, este și pe Steam ăla cu simulatorul de porumbești, deci. Păi acum folosești Linux? No, man, folosesc Ubuntu. Foloseam MS-DOS până cu 3 ani. Ia mă, dă-ți dau și eu. Dă-și un gol sau sală. Cred că așa rămâne. Oh, no! Gata, rip. Muncă, da, muncă. Ce mi-a mers pește, bă. Da, bă. Asta a fost, asta a fost, da. Nu ne-a ieșit, nu ne-a ieșit. Am văzut și am văzut, da, frumos. Să faci, noi să vedem. E bine, mai bun, cam asta ar fi tot pentru streamul ăsta. Am testat cam ce-am testat. Hai să, nu, pardon, hai să testăm alea ca și Witcher 3, deși știu că o să-mi rupă PC-ul în 7. Dar să-l testăm alea, cred că o să intre moțel, să vedem despre ce este vorba. Și să vedem. Pe PC, dacă ți-ai un joc online, îl poți unui tovarăș, contul să activeze primar și l-ai și tu. Nu, nu poți să faci aia și, please don't. Game share, nu merge game share, pentru că nu vă puteți juca în același timp și chestii de genul ăsta. Da, puteți să-i dați contul în shit să vă faceți asta, nu merge altfel. Hai să dăm Witcher 3 ăsta. Cum merge. Și legat de durabilitate, cât de rezistente sunt la zgâriatura, în vedere că sunt destul de scumpe. Păi nu sunt, adică am avut un CD-ul complet zgâriat și n-am avut nicio problemă cu el. Trebuie să te gândești la asta. N-am nicio treabă. Acum depinde, sunt cazuri și cazuri. Posibil ca Witcher-ul să meargă nașpa, că am totul setat pe destul de high. Și zice așa din well shit, boy. Hai că bine, pot să mă la setări după. Deci pe scurt, ca să tragem așa o concluzie, procesorul merită, a fost o investiție bună. Ce mai am eu de făcut acum e să-mi iau încă 8 GB de RAM sau 16 GB de RAM de frecvență mai mare. Deși nu știu, parcă 2400 mi s-ar părea mai mult decât ok. Și să mai umblu pe la setările de stream. Poate 1080 nu e chiar cea mai bună alegere de setări. Dar nici cea mai proastă alegere de setup. Dar o să vedem de imediat. Deci Witcher 1 stă la 60 FPS, doar așa pe idle. 41% din procesor. Are o micuță țăpăneală. Cred că aici e RAM-ul de vină, da, aici e RAM-ul de vină, că nu mai știi cum să le ia. I should like this. Dar are micuțele sughițele astea de aici, asta e o chestie de setări și ce aș putea eu să rezolv. Adică e un FPS jucabil, să zicem. Să zic, și arată și bine, adică totuși trebuie să vă spun că jocul e dacă decât pe maxim. De-aia zic, jocul e dacă decât pe maxim, gen are și momente că stai așa la 60 FPS, dău. Dă una că așa rapid, da, la asta că sunt cam înțeapă aici. Știi că la final o să joci din nou toate quest-urile și totul. A, The Witcher? The Witcher o să fac asta pe un stream probabil dacă e. Dar după ce o să văd ideea de setări de streaming. Adică mă gândesc pentru Twitch și în stream să las la 900p. Adică 1080 e fine, dar nu știu ce să zic. 1080 te poate rupe grav. Asta. Sau 720-60, are și o chestie și asta. Adică nu știu, mă mai gândesc. Ok, nu spura gardienii că iară sara aia pe noi și nu e bine. Snow bueno.
cu... Da, ideea că arată bine, adică nu pot zic că nu arată bine și like this. E fine. Asta e, poate după ce o să facem, vreau să fie ok. Trebuie neapărat PayPal pentru donații? Nu, eu am, se pare că am pentru toate, gen am și PaySafe și card și tot ce vreți voi, da, pana mea. Nu cer nimănui bacșișuri în shit. Deci, Ryzen CPU strong cât de cât în gaming și stream. Da, asta e clar. Dacă vrei ceva și pentru streaming și rendering și gaming, atunci Ryzen e o alegere bună. Vrei ceva pentru gaming și streaming și, na, mai mult gaming decât streaming, probabil că Intel ar fi o idee mai bună. Nu știu să zic, mi se pare și arăși o chestie genul ăla. Depinde de câți bani ai, hai să fim aici așa chestia asta. Dacă ai bani să te întinzi pe un Intel, să faci tot fel de chestii, da, atunci ai Intel. Dacă nu, rămâi pe Ryzen și o idee bună. Da, mai bun, astea ar fi testele, cum am spus. Ca idee pot să zic că totul merge destul de bine. Eu personal sunt mulțumit de felul cum merge Ryzen-ul ăsta. Sunt mulțumit de felul cum se comportă. Încă mă gândesc acum dacă să-mi schimb acum setările. Da, nu se plânge lumea de setări și probabil o să mă gândesc ce setări o să mai schimb pe viitor, gen probabil o să pun iarăși 900p sau 720-60, pentru că totuși trebuie să mă gândesc că sunt pe un singur PC de streaming și de aia. Dar dacă stau așa să mă gândesc, pot să țin 1080 pentru perioada cât încă mă joc Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm și League of Legends și toate chestii genul ăsta pe stream. Când voi trece la Destiny 2 și la chestii genul ăsta, probabil că atunci o să trebuie să-mi schimb setările. Dar până atunci cred că e ok. Până atunci cred că eu zic că suntem ok cu setările pe care le-am acum. O să mai mui puțin acum ce aș mai putea să schimb, nu știu, ori să pun pe faster ca și CPU preset și toate alea, să vedem ce și cum și care, dar până atunci o să vedem. Așa că, mai bun, mersi frumos că ați fost aici, mersi tuturor de sfaturi, păreri și toate alea. Dacă mai aveți întrebări și de ce genul ăsta, lăsați în comentarii, să vedem, noi poate răspunde eu și chestii genul ăsta pe viitor și tot așa. Da, cred că cel mai probabil RAM o să fie, îți devin acum în momentul ăsta, când o să schimbăm RAM, o să ne facem o părere nouă, atunci o să vedem ce și cum și care. Și acum mai bun, o zi plăcută în continuare, ne auzim cam în jumătate de oră, o oră pe Twitch, așa că urmăriți video pe care urmează să-l pun, da, deci nu o să schimb Windows-ul de asta, aștept să vină RAM, dacă cumva de la RAM nu e problemă, atunci o să schimb și Windows-ul și o să fie totul bine și așa. Și acum mai bun, ne auzim mai târziu. Așa că dacă vreți să mă vedeți pe Twitch, link-ul aveți în descriere, mi se pare că link-ul de la Twitch l-aveți în descriere, intrați acolo, dați un follow și când o să fiu live o să mă găsiți acolo, ok? Ha! See ya! Later!